Am revenit, doamnelor, domnilor, la opiniile zilei. Discutăm în această seară despre rugby, sport care are o tradiție foarte, foarte frumoasă la Galați. Iată că mâine se împlinesc 40 de ani de când acest sport a fost preluat și realizat aici pe meleagurile dunărene. De-a lungul timpului s-au schimbat și s-au transformat foarte multe lucruri. Rugby-ul poate că a mai pierdut un pic din faima și gloria pe care le avea odată, însă iată că mai există oameni care să țină foarte mult de acest sport, să-și dorească să-l promoveze în rândurile tinerilor, ale copiilor, ca aceștia să vină cu drag și cu plăcere și să poată învăța tainele acestui sport. Mai există acum un singur club de rugby în Galați, este vorba despre Rugby Club Municipal, iar președintele acestuia, domnul Dorian Secuianu, se află în această seară alături de noi, de asemenea președintele de onoare a Rugby Club Municipal, domnul Viorel Secuianu, se află și dumnealui alături de noi și ne povestesc foarte multe din istoria fascinantă a acestui sport în orașul nostru, istorie foarte frumoasă. De asemenea, familia dumneavoastră mai are un membru care este alături de dumneavoastră la Rugby Club. Domnule Dorian, spuneți-ne un pic despre cum cum familia dumneavoastră s-a implicat atât de mult în acest sport. La vârsta de 10 ani, eu și fratele meu practicam judo. Fost și ce diferență este între dumneavoastră? Un an, două luni și șase zile. Un an, două luni și șase zile. Da, și practicând judo, când ne-am dus ca să ne dezvoltăm armonios și eram de mici aprici la mânie, la vârsta de 11 ani ne-a luat domnul Secuianu la terenul de rugby și am văzut noi acolo cum 30 de oameni să aleargă după o minge și joacă, se respectă și sunt fair play, nu sunt fuier, nu sunt jură, nu sunt... Ce se întâmplă aici? Și încet, încet am început să învățăm rugby-ul, să ne placă, să ne intre în sânge și l-am practicat 12 ani la toate nivelele. Suntem antrenori de peste 15 ani, atât eu cât și fratele meu. Fratele meu este antrenorul echipei de seniori a orașului Galați. Eu cu domnul profesor ne ocupăm și de juniori. Ideea este că am făcut acest club de rugby de seniori pentru ca elevii ce termină Colegiul Tehnic Traian Vuia să aibă unde să joace, să aibă continuitate. Ne-am zbătut foarte mult, dar acum 3 ani de zile am găsit înțelegere la nivel de primărie și ne-am putut desfășura activitatea pe actualul stadion municipal de rugby și Consiliul Local ne-a ajutat ca și buget. Acum țin să-i mulțumesc domnului Marius Stan că a fost la meciurile de rugby, vine, se implică, îi place, este un om de sport, ne bucură faptul ăsta. Ne-a spus că o să ne ajute în continuare și cu domnul viceprimar Raducosca pentru ca baza să arate occidental. Copiii mai vin, tinerii mai vin către rugby, mai sunt încântați de acest sport, pentru că a avut o perioadă în care era mult mai mult promovat, chiar dacă mijloacele erau mai puține. 60-70% din mediul rural, noi facem selecția și în mediul rural. Suntem singura clasă vocațională la un colegiu tehnic din România. Asta e un lucru extraordinar de mare, unde elevii învață două limbi străine și așa mai departe. Au rugby trecut în catalog, deci este puțin mai militaros, așa. Mulți copii mai riguros. Da, își doresc foarte mult să ajungă în lotul național al României, să joace la echipa locală din Galați, să arate că se poate. Dar asta numai prin muncă și printr-o selecție riguroasă să ajunge și la rezultate extraordinar de bune. Și seriozitatea, patima pentru acest sport, combinat cu sprijin și așa mai departe, este un lucru extraordinar de frumos. În weekend spuneam că vor fi desfășurate mai multe manifestări. Dacă vreți să ne reamintiți agenda acestora, se vor împlini astăzi. A fost un meci foarte bun. Așteptăm și meciul de duminică ca să fie... Să încheiem. Mâine la ora 10 este festivitatea de împlinirea celor 40 de ani de când există rugby la Colegiul Tehnic Traian Vuia, după care începe a 15-a ediție a Cupei Dunărea de Jos la rugby în 7,
în care o să vină, cum vă spuneam, echipe din Bulgaria, s-ar putea echipa din Chișinău, Centrul Olimpic de la Bârlad și o echipă din Tecuci, să vedem, în funcție dacă cei de la Chișinău obțin viza. Meciurile se vor desfășura de la 11 la 12.30 mâine și de la 17 la 18.30 mâine după amiază. Sâmbătă, la ora 10, începe memorialul Valeriu Diculescu, a doua ediție a acestui memorial, în care sunt invitate 6 echipe de copii care se vor lupta, se vor juca cu acest balon Bucucaș pentru obținerea trofeului și a multor surprize de care vor avea parte. Iar duminică de la ora 10 va fi meciul revanș între Colegiul Tehnic Traia Voia și selecționată din PESAC, că au venit cei din PESAC, au venit cu o selecționată din cele două cuburi care se află în PESAC, datorită faptului că am zgândări la ei anul trecut, câștigând ambele meciuri, echipa din Galați. Iată, deci, un weekend plin și oricine poate veni pentru a afla mai multe. Știu eu, deci, pentru a urmări o competiție frumoasă și a urmări. Deci, este la stadionul municipal care se află pe strada Ana Ipătescu, vis-a-vis de fabrica de ulei Plutu, lângă autogară. Intrarea cu auto, acum că se lucrează pe stradă, se face pe lângă spitalul CFR. Putem să intrăm cu autoturismul și intrarea este liberă. Deci toată lumea poate să vină, să privească, să încurajeze echipa din Galați și nu numai. Absolut. Mai ales că există acum adversari redutabili în acest weekend și chiar dacă totul se face pe fondul unei sărbători, este totuși o competiție sportivă și orice competiție sportivă se desfășoară după anumite rigori și discipline. Domnule Viorel Secuianu, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, cum s-au schimbat lucrurile de-a lungul de timpului în ceea ce privește atracția către rugby a tinerei generații? Și cum vedeți dumneavoastră viitorul acestui sport? Pentru că tradiție frumoasă avem, dar viitor avem în rugby. Deci vă referiți la rugby gălățean sau la rugby românesc? La rugby gălățean. Deci noi continuăm această tradiție. Avem unele avantaje, deci asta, pentru că ne-am organizat foarte bine din experiența care avem de-a lungul anilor, adică în aceste clase de rugby căutăm să aducem copii cu calități fizice. Da. Acești copii învață împreună, mănâncă împreună, o parte dorm la cămin împreună, deci cu echipa de clasa 11 care am avut rezultatele astea, ei sunt toți în aceeași clasă. Deci nu avem decât unul sau doi de la alte clase, dar tot în aceeași. Deci, e o unitate foarte mare. Asta este. Deci asta dă, cum să spun, puterea rugby-ului și puterea de grup a rugby-ului. Adică să fie caramarazi între ei, să se ajute reciproc. Că asta formează rugby-ul. E căzut unul jos, imediat e dus să-l ajuți. Este unul implicat în ceva, sare în ajutorul lui. De laperi. Adică de asta rugby-ul, v-am spus, că formează caractere, formează caractere vitale. Adică să știi să joacă pe orice, gheață, ploaie, nu este la rugby, că domnul stai că orice este călit, un om așa, are și contacte mai tari, de asta trebuie să știe să rabde, să tragă din dinți, n-are voie să trișeze cum trișează, este un respect și pentru arbitraj și pentru spectator. Nu s-auzi la rugby cu sexul în gură toată lumea spectatorii pe acolo și du-te la fotbal și vezi cum e. Ți-e și rușine să duci cu o prietenă, cu o fată sau să-i inviți pe cineva. Este altceva. Deci noi și căutăm rugby să facem educație. În primul rând să facem educație. Noi nu suntem antrenori, noi suntem profesionali. Noi ne ocupăm în primul rând să facă o școală și să facă și rugby. Dacă ies amândoi, este extraordinar de bine. Dacă nu ies, normal, dintr-o clasă de 25, o să fie 5-6 vârfuri. De exemplu, avem ca etalon, dau clasa care Marius este antrenor. Deci clasa asta are 2 ani de zile de rugby. Deci am luat la 15 iunie, dar au fost niște băftoși. Adică la 15 iunie am luat și noi avem de vreo 8 ani un turneu în Suedia. Deci suntem invitați de fost jucător al Galatasaray, Glică Gămălan, care a jucat la liceul de Marino și la mine. El e președinte clubului acolo și ne-a invitat. Și ne-am dus și să nu ne facem broșiri. Noi ne-am dus acolo și așa am venit în primii 4 de fiecare an și locul de aia, la vederea argint, unde vin vreo 24 țări din toată Europa acolo. El ne ajută cu o cazare, cu un transport, cu nu știu. Și nu. Când are loc acest? În august. Deci în august, la a treia săptămână, în august, noi trebuie să fim acolo. Așa. Anual. Și după aceea mai am avut și, asta chiar vă spuneam, că rugby gălățean a avut peste 30 de plasări străinătate. În Franța am fost de 10 ori. Vă dați seama, la vremurile astea care cum sunt, am fost de 10 ori în Franța. Chiar astăzi, la primărie, le-am zis, ei au venit cu avionul, i-am așteptat la autopeș și așa. Noi mergem cu autocarul,
mai oprim, mai vedem, mai, toată Riviera franceză, ne ducem pe la Paris, ne ducem pe la Viena și ei, fraților, exact să mai fac și ei o lacă de copii. Am avut copii care nu văzut Marea Neagră, nu știu dacă ați înțeles, și au văzut Marea Nordului. Majoritatea copiilor din echipă spuneați că provin din mediul rural. Da, da. Baza este localitățile din jurul Galațiului. Deja e tradiție, la Peche avem foarte mulți jucători de rugby, copii buni, din care ăsta e în echipa națională, fundașul echipei naționale a României la rugby. Manolache Costel. Manolache Costel. Este Boboc, vicecampionul, vicecapitanul echipei naționale. Deci la promoția asta am avut o promoție de excepție. Deci a avut o leacă și eu, dacă nu ai o leacă de baftă. Avem și sprijinul primarului, da, acolo, da, domnul Marin, avem și la Măstăcani, unde a fost și eu profesor de educație fizică, domnul Ilie Dănuț, primarul de acolo, care a fost, și ne ajută, înainte de a fi primar, a fost profesor de educație fizică și sport și am drăgit lucrul ăsta, că noi am intrat în județ și în municipiu, am intrat în niște școli cu RUIBS, non-contact, non-violență, se joacă, eu joacă cu toți copiii, aleargă frumos și băieți și fete. Băieți și fete, mix. Și băieți și fete, da, foarte, da, interesant. Da. Și am avut o competiție anul trecut, în septembrie, la care au participat peste 400 de copii din 12 școli. Au venit, au văzut, deja din septembrie o să începem iar cu un marketing agresiv în fiecare școală și să ne ducem la profesor de educație fizică, ca la sfârșitorii de educație fizică să place și acest sport. Este non-contact, se aleargă cu balonul de rugby, sunt doi arici în stânga, în dreapta, când i-a luat ariciul trebuie să paseze, un fel de cuștruc, dar copiii aleargă și joacă pe orice suprafață, pe bitum, pe parchet. Și, parchet, pe... și le place. Foarte încântați, pentru că este ceva nou pentru ei. Handball s-a făcut, volei, basket și mai departe, fotbal, ok, dar ce sport vrem ca să aducem, din ce cauză? Un vârf atât vreau de la școală, un vârf care să vină să îmbrățișeze, să joace rugby mai departe și să ajungă, exact, să facă performanță în acest sport. Există un viitor strălucit pentru cei care fac performanță în rugby? Deci, vă întreb, pentru că toți copiii vor să se facă fotbaliști, că ei văd că fotbaliștii se țin capetele de ziar și câștigă... De la fotbal și așa. Zic, măi, câți fotbaliști a dat Galați în echipa națională a României? Înțelegeți? Nu neg meritele echipei Oțelul, care e și campioană și conducătorul, adică domnul primar și antrenorului, niciun fel de problemă. Noi ne-am străit anul ăsta, având această clasă a 11, care zicem noi că e din mare perspectivă, ei m-au 2 ani de jucat rugby la nivel de junior. Deja 4 sunt în echipa națională României. Și deci au fost, ca să spun așa, un aluat bun. Adică ei, dacă te duci la antrenament, nu există să se lipsească, nu există să tragă chiulul sau... Dacă domnul 4, noi facem 5, adică au dorința asta de a se întrece, de a juca, le place. Și la rugby ăsta toată lumea, știți unde pierdem noi? Că nu le știm să ne implantăm regulile jocului de rugby și să facă asta ludic, de a se juca, de a alerga. Iată, adică, că aici vine această inițiativă nouă contact. Aici câștigăm care... noi, pentru noi la orele de educație fizică, deci în afară astea 3 clase de rugby, la orele de educație fizică nu facem fotbal, nu facem handball, facem rugby. Și rugby, non-contact, unde el e nebunit să facă, să joace, să nu știe. Și pe aceea, el când vine și eu la fel, nu vin la rugby, un român a rupt capul, rupt picioare, tot rău. Adică toată lumea fuge de imaginea acestui sport, când o statistică care o fac ăștia, mai mulți accidentați sunt la schi decât la rugby. Ați înțeles? La schi au căzut, s-au fracturat, la rugby, în primul rând, învățăm să cadă, să rostogolească, să apere. Ați înțeles? Adică își formează niște elemente care le înveți. Elementele care încep din mititul ăsta. Cum să se protejează? Vă dați seama că acolo o grămadă, toată lumea zice, băie, sunt sfârtecați, toată lumea se ridică, s-a apucat de treabă care nu s-a ajutat pe lui. Păi, ați văzut, când cad un fotbalist, se vorbește vreo 10 ori. Mă rămis că acolo jos, s-a pus, a plecat și a văzut mai departe. Chiar dacă are o arcadă sau... Nu-s din ăștia care se ceară, nu știu ce, ceresc să facă bine și așa. Deci asta îi învățăm pe copii. Și deci, asta influențează caracterul, a tăriei de caracter și așa mai departe. Deci, noi pierdem ca antrenori români faptul că nu ne implicăm în această chestie. Adică să fie o treabă ludică, sportul ăsta. Adică să iei, fără contact, să înveți. Și pe aceea vezi cum mai scăp de ei. Dom'le, vreau să ne jucă asta. Clasii care nu fugeau de rugby, faptul că a plecat Marius Dorian la ei, acum nu mai ce fotbal, ce rugby. Îi dăm drum pauză să vedeți cum joacă singur, nici nu trebuie să fim mai acolo. Deci asta este mare câștig. Mare câștig că noi predăm la clasele de rugby,
de acolo în luăm 2-3, avem clasele astea de rugby care sunt etalon, facem campionate între clase, sunt niște chestii foarte valabile. Și aici câștigăm noi și avem o masă mare de jucători. Din masa asta mare de jucători ies 4-5 ca un dilemn, este deasupra asta. Și îți chemați parolul național și cu, spunem că Galațu are 15 jucători care au jucat în echipa națională a României. E un lucru foarte mare, ca un centru, ca Galați, ca să spunem așa, sunt brațe de acolo echipa de seniori, de tineret sau de junior. Deci am produs niște talente și spuneați noastră ce avantaj. Păi, unii au jucat pe în străinătate. Unii ăsta cu Ariciuntu, care e cel mai reprezentativ al nostru jucător emblematic eu pentru Galați, a fost la două cupe mondiale. Deci a jucat la Paris. Are salariu acum la Baia Mare, 2000 de euro, masă, casă. Bine, avantaje. Bine, nu au salariu de fotbalești, da. Facultate, adică nu... Are facultate, toți nu îi interesează școala. Sunt cele 8 echipe puternice ale României care joacă în Superliga Czech Bank și acolo sunt clar. Deci, să vă spun, bugetul de la Timișoara, nelimitat. Eu bugetul de la Baia Mare. Și lumea s-a îndreptat spre înțeles, da. Bugetul la Baia Mare de ani de zile, peste 2 milioane de euro. La Farul la fel. La Farul Constanța. Acum s-a ridicat și CSM-ul, pentru că a venit un primar care îndrăgește iubește acest și sport de la sectorul 1. Adică, cum vă spun, unde sunt bani, ne mișcăm. Să noi ne mișcăm. Acum noi avem și noi sprijin. Dar sperăm ca în viitor să crească copiii ăștia și să-i putem ține aici. Asta să fie o pepinieră pentru exact, acești da, copii. Și când ajung la senior să-i putem să-i ținem aici. Că noi dacă avem jucătorii care joacă până alte părți, la Maia Bari, la CSM, de la unde joacă, și fie în prima ligă ușor. Am fost super ligă în primul ligă ușor. Trebuie într-adevăr finanțe serioase. Totul pleacă de la bani. Iată că avem rugbiștii francezi și bulgari care le vizitează în acest weekend orașul. Vin aici pentru a sărbători 40 de ani de tradiție în rugby și pentru a participa la meciurile pe care le-ați organizat în acest sfârșit de săptămână. Un sfârșit de săptămână încărcat și foarte frumos pentru rugby-ul gălățean. Ne bucurăm să aflăm că avem o tradiție atât de frumoasă și că există și această continuitate. Și e bine să fie și pe mai departe, să se dezvolte și să căpătăm și noi faimă din acest punct de vedere. Dumneavoastră vă ocupați de rugby club municipal. Iată, familia Secuianu se ocupă practic de rugby club municipal. Ei, mai sunt și niște copii care au terminat facultatea și vrem să-i coptăm. E vorba de Stroi, de cum îl cheamă... Lismas Daniel. Lismas Daniel, fost jucător și echipa națională României, care se alătă în noi și ei se ocupă de... Marian. Sunt copii care au făcut rugby, sunt au terminat, studenți la facultate și noi vrem să-i coptăm în asta. Ar fi ideal, deci am văzut, v-am spus că am stat aproape toată Europa, datorită lui am stat Europa. De asta sunt dator lui. Și în alte țări, un alt grad de civilizații, de cei care au jucat rugby, vin la teren și aduc copiii, nepoții și așa mai departe și instruiesc acolo așa. Ăștia copiii mai rămân, mai joacă acolo la club, este un bar, bă, o berică și mă amintesc de echipa de nume. E o comunitate. Alt lucru, deci ei îi duc cu mașinile acasă, îi aduc. Așa vrem să ne organizăm și noi. De exemplu, cum am început acțiunea la liceu pedagogic, copii foarte buni, copii foarte deștepți. Unii trebuie să muncim o lună zile, aia învață într-o săptămână. Căutăm să aduce copii, că rugby nu poate să fie fără oameni deștepți. N-ai ce căuta la rugby dacă nu-ți mergi. Până la un anumit nivel poți. Nu, la un anumit nivel poți duci cu ei, după aceea... Nu mai, n-ai cum. Trebuie să fii și nativ. Dar pe care vine de la Alexandrie copii. Are cu copii, colegi extraordinar de bune și cu nivel foarte mare. Adică asta ar fi ideea, să implantăm și să facem așa. Liceu pedagogic, avem microbuz, i-am luat, i-am dus la antrenament, i-am dus la școală. Deci, o chestie din asta și, bine, însă e o bază sportivă ca lumea. Noi ceva avem aici, e o treabă de pionerat acum, dar bine că avem. Pentru că am dus-o, v-am spus, erau joia, făceam antrenament, nu știam unde jucăm sâmbătă. Unde o juca? La Șendren, pe la Frumușița, pe la Măstăcani, pe la Fârțănești, pe la Bărbăriu. Unde ne mai ducem cu corpul? Asta a fost și să nu recunoaștem asta. A fost greu. Dar acum ne-am cârpit și noi cu bază cât de cât. Așa e omologat, toți putem. Terenul suprața jocului e foarte bun, nu mai trebuie anexele. Și săptămâna trecută a fost licitația, s-a câștigat licitația și eu zic într-o săptămână s-a făcut perioada aia de contestații. Sperăm că într-o săptămână și după deschiderea care ne-a avut-o azi domnul primar, la anul să fie un teren de rugby așa, o să fie, eu, programul și planul care este, cel mai frumos teren de rugby din România.
O, să dea Dumnezeu, iată. Sunt o grămadă de bani care se bagă acolo, așa, o grămadă de bani. Este un buget mare, am văzut și noi planul terenul, este ceva de vis și ne-am dorit că și Federația Română de Rugby o să vină mâine, sunt invitați. Vine președintele, secretarul general, președintele Directorul Dezvoltare? Da, exact, vin aici ca să vadă această activitate, eu o știu, vin să o vadă, să mai discute cu domnul primar, oficialității locale, cu domnul Stan și să spune, domnule, este într-adevăr o tradiție și domnul Stan, cum a spus dumnealui la anul, să jucăm pe, într-adevăr, stadionul municipal de rugby. Ceea ce vreau să vă mai spun, dacă se poate, domnul deputat Bogdan Liviciucă a pus în joc atât echipei Gălățene sau cele din PESAC, o cupă transmisibilă. Deci de fiecare dată când se vor juca meciul între aceste două echipe, cine câștigă ia cupa acasă? Până la următorul meci. Foarte interesant. Da, care se va spune, dacă se câștigă de 3 ori de o echipă, rămâne la clubul respectiv. Iată că pe lângă tradițiile pe care le avem, inițiem și tradițiile. Da, e foarte frumos să le punem în mișcare. Și asta e și ne întâlnim în fiecare an. Ei pentru prima dată când vin în România. I-am bătut acolo. Da. Iată pentru și fapt, dar pentru faptul că ne-am dus acolo și am bătut ambele cluburi, când a venit delegația pe 30 noiembrie cu primar, cu toată lumea, singurul oraș, unitate școlară a fost liceul auto. Deci nu vreau să mergem acolo. I-am primit la școală, am arătat ce facem, căminul, baza sportivă, sala de sport, așa cu tare. Și oamenii, da, domnule, venim și noi în România acum. Și ne-am trezit că sunt... Și v-ați trezit cu ei, că până la urmă da. Aici să onoreze această promisiune până la urmă. Domnilor, vă mulțumesc tare, tare mult pentru prezența dumneavoastră din această seară. Mult succes în activitățile de weekend și în promovarea rugby-ului, pentru că este un sport cu tradiție și care merită într-adevăr încurajat și susținut. Iată că aveți, văd, foarte multă energie, foarte multă dorință de a ajuta acest sport și planuri frumoase pentru viitor pe care vă dorim să le concretizați. Vă mulțumim tare, tare mult. Faptul că faceți propaganda acestui sport și am vrea mai des să veniți la stadion să filmați o repriză sau niște secvenții ca să popularizați rugby, să fiți un fost de televizor. Da, să vă onorăm invitația. Măcar nu dăm niște secvenții. Și noi vă mulțumim tare mult și vă mai așteptăm cu mare, mare drag. Și păcat să nu fie făcut și puțină. Vă mulțumim și noi cu mare, mare drag, doamnelor, domnilor și dumneavoastră. Vă mulțumesc tare, tare mult că ne-ați urmărit. Opiniile zilei o să vedeți din nou săptămâna viitoare, de luni, de la ora 20:30, unde vă aștept cu noi și noi subiecte pentru dumneavoastră, telespectatorii noștri. Să aveți o noapte liniștită. La revedere!